Salut! N-am mai jucat de mult la pescuit. Ia, că se vede, s-a dus la ea. Ia. Hai da. Ia-l! Bă, din prima a luat-o pe asta. Și să fie și ăla care întrebe? Nu e ăla, e comun roci. Bă, fiți atenți că a luat-o din prima ăsta. Îi place pâine cu mielul ăsta. Clar. Bă, efectele pe ultra, nu mă mai satur de ele, cât de clar se văd. Ia, că trage. Sau mi-a speriat ăsta. Trăgea? E la ea? Bă, e la ea, e la ea! Uite-l! Bă, 3 minute trebuie să aștepți! Și uite câta bestia e! Hai mă! Hai da peștișorul! Hai că vine! Ia uite-l cum se zbate! Ia uite-l cum se zbate! L-am luat! 3 minute, mă, gata. Ăsta e standardul. La 3 minute, exact când să cedezi. A, tot prăpădit de asta. Bă, de ce îl scoate așa greu la 259 de grame? Bă, cum se vede lumina pe el, e incredibil. Cum se vede? Păstrează. Îmi place cum se văd, mă, efectele la el. Pe ultra e super tare. Ia. Hai, mă. Du-te. Hai că e la. Uite-l. L-a luat. Bă, de data trecută am teama aia că nu-l iau. O, să-l arunca pe man imediat. Am teama aia că parcă poate le iau prea devreme. Ia, 17 am luat. Nu cred că e 17, mă. Cred că am o momeală, dar asta e prețul mai mare pe aia. Eu pe balta asta am toate speciile de pești. Pe balta asta i-am luat pe toți. Pe lacul ăsta. Bun, ai zis că trecem pe fide. Dar pe fide trebuie să ies de aici. Am văzut pe cineva. A, e lângă mine. A, uite. Gata, bă, ești lângă mine. Stai să vedem acum dacă reușesc să dau cu asta. A, dar prea multe informații. Nu-mi place când e încărcat așa ecranul. O, mă duc până în capăt. Dau pe celălalt. A, așa, gata, am văzut și cum se duce ăla. Stai că a zis că nu e neapărat să dau cât duce maxim. Da, hai că încercăm de data asta așa. Și o las acolo și când aud că piuie asta. Mă, dar uite, acum vă uitați, da? În dreapta mi-arată asta, mulineta. De fapt, dacă dau click, ce face? Dacă dau acum click, ce face? Îmi deblochează mulineta sau trebuia să o las așa? Ca să nu înțeleg. De fapt, ce se întâmplă aici? Și acum o las. Trage? Bă, trage, nu? A luat băiatul peștii. Aoleu, s-au de prea tare. A luat peștele, mă. Apăs pe tab. David, imediat dau și pe asta să iau pe ăsta. A luat bestia, băiatul. Vine? Bă, câtă tensiune am pe fir! Asta e monstru! Asta are 1 kg! Dacă am acum exact în ultimele 20 de minute bă, la Prussian Carp, bă, asta e ziua mea norocoasă. Am făcut și configurația cu ajutorul vostru. Am ce face și pe live-ul viitor. Poate săptămâna viitoare, pe celălalt canal, pe canalul în engleză sunt cu GTA 5 pentru prima oară. Și e șmecher de tot și GTA 5. Dar îmi place să joc și ăsta, na. De-aia am făcut și canalul. Pentru tipul ăsta de jocuri. Mai pe relaxare. Hai că ajuns la mal. Poate reușesc și săptămâna viitoare să fac un live de mai multe ore. Bă, neapărat trebuie să scap volumul, că se aude prea tare. Nu pot să mă bucur și aici să țip, că face la figuri. Vă voi urechile. Hai mă, vine la mal sau ce face asta? Unde e? Unde e? A, uite pe acolo, uite, văd ceva, dar nu se la suprafață. Asta e mare, bă, ați avut dreptate, bă. La ăsta vine aia mare. Vine că nu-l văd la suprafață. Sunt curios cât iau pe ăsta, cât iau pe ăsta, cât iau pe ăsta, mă, hai. Hai că văd că se apropie. Hai mă. Uite-l că se zbate. Ia uite-l. Hai da. Nu știu dacă procedezi bine cu asta, cu click dreapta și îți mai dau așa din click stânga. Mă, ce faci? S-a plecat iar? E lângă mine, mă, hai azi! Păi, e lângă mine! Aoleu, cum sare volumul ăla, e belea. Băi, spuneți-mi dacă se aude prea tare, că îi dau o pauză rapidă și scap volumul. Se aude prea tare, trebuie să-mi controlez vocea. Bă, uite cât de mare e! Uite cât de mare e, bă! Ăsta e rechin! Rechin, nu că e palac, nu e rechinul palac, stai așa. E chimie de apă sărată. Hai mă, ieși! Bă, nu e suficient de puternică mulineta, ce se întâmplă? I-am văzut spatele, i-am văzut spatele!
Am văzut doar sala. Mă, ăsta a plecat la loc. L-am văzut, mă, era aproape, era aproape, era aproape. Hai de la mal, peștișorul, hai de la mal. Ce se întâmplă, mă, cu ăsta, că nu vine? Unde s-a dus? În dreapta. Ia uite-l, mă, cum dă ăsta târcoale. Gata, vine la mal, l-am văzut. E aproape, 9 metri, hai. A obosit și ea, am obosit și ea. Uite-l, uite-l, uite-l. A, păi, dar nu e așa mare, părea mare, dar nu e mare. Eu cred că mă lupt și cu plumbul. Uuuu! Aproape un kilogram! Ce-am luat? Young Myror Carp. Crap, oglindă, tânăr. A, nu, ăsta nu reflectă așa de șmecher lumina pe el, dar... De mare și ăsta. Ia uite-l, bă, păi dacă mă chinuie ăsta la nici un kilogram. Bă, rău, bă, ăsta n-are nici măcar un kilogram, de ce mă chinuie așa tare cu el? Îl aduc greu la mar. Da, mersi. Arată mișto, da. Cu cât că îmi plăcea mai mult cum juca lumina pe ăla, pe roaci comun de la 1, de la mi-ar plăcea să văd mai mare. Am mai dat eu pe ăla pe fotomod, dar nu-mi place cum se vede. 75. Interesant, e bun, e bun, e bun. Șmecher, chip. Bun, mi-a plăcut cu ăsta. Și acum nici nu mai trebuie să fiu atent, bă, că am ăla. Am clopoței. Băi, dar ce tare, mă, acum vine ea mare. Să vin cu tine? Trage? Trage iar! Băi, deci aveam impresia că se aude de la cine e lângă mine. Ia uite-l, ia uite-l, ia uite-l! Ia uite-l, mă! Bă, cât de repede! L-am luat pe ăla! L-am luat pe ăla, băi! Băi, l-am luat pe ăla care întrebuia! Până să închid live-ul! Mamă, cât de mișto! L-am luat pe ăla, l-am luat... A, și pot să mă și mișc cu el așa, să-l bâții. Ha-ha! L-am luat, mă, și am scăpat și de misiunea asta. Exact, până să închid live-ul. Băi, David, aș merge, mă, cu tine, dar mai am 16 minute, unde mergem? Aici trage deja. Hai să mergem unde zici tu, hai. Merg după tine, dar să ne mișcăm repede. Vino că știu eu un loc, știi tu un loc, dar hai să vedem dacă ne încadrăm pe... dau cu ea pe mal, dă înapoi, dă înapoi. Da, mă, da, știu că am dat din greșeală pe mal. Dă înapoi. Nu! Stai, nu te văd, unde ești? Te văd, gata. Hai să vedem dacă reușesc. Aleargă, aleargă, aleargă. Aici zici tu că facem treabă? Aici facem. De fapt, în colțul ăsta puteam să dau și din partea cealaltă, nu? Stai că am văzut niște sărituri pe acolo. Ia de-i. Băi, cât de repede! The line was broken! Bă, parcă ați avut dreptate, mă! Adio! Deci am luat bonusul și pas, a terminat. Gata. Ajunge, am luat destul. Pe ziua de azi. Deci m-am bucurat destul, ce să mai... Acum zice să fac altceva. Of, of, of. Nu mai am nimic, nu? Am pierdut tot ce am cumpărat. Este? Da. Oi, de capul meu. 15 minute. În 15 minute reușesc eu să mai cumpăr iar tot ce am cumpărat. N-am ieșit nici pe profit. Am pierdut și momeala. Trebuie fir mai puternic. Exact ce ziceam. Ăsta nu mă ajută. Nu mă ajută, că n-are cum să mă ajute ăsta. Ia-l, scoate-l, să nu mai văd. Ia-l de aici. Dă-i travel. Hai, că am tot ce trebuie acum. Acum, sigur, poate prind mai mult de doi pești până să o stric. Păi, bă, David, tu ce ai făcut aici? Ai pus trei? Cât ai pus aici? Ești cu două? A, tu ești pescar adevărat, mă, nu ca mine. Una și nici cu asta nu fac treaba. Ia, dă-i acolo. Hai, hai, mă, hai, încă unul. Mai dă unul. O las acolo, nici nu mai mișc acolo. Vedem când încep să-l cânte ăștia. A, te-am văzut, David, sunt lângă tine, gata. Hai să vedem, dar sunt curios dacă aud ce... Dar nu cred că aud. Mamă, ce s-ar pește pe lângă... ia, la mine! Nu? Gata! Ia-l! Da, mă, da, și acum am tensiunea pe toate. Și avem aici tensiune pe ce? Pe fir? Pe mulinetă? Pe mulinetă e foarte puțin. Firul e ăla stresat. Ia uite-l, mă, cum se mișcă! Asta e micuț. E din misiune ceva? Da, la fel și dă-i... La 3 puncte și receive, merg și accept. Ia, mă, asta ce e? Silver Bream. Uite, mă, cât de mișto se vede cu alb. Pe alb, iasă, că putea să mă bâții așa cu el, să-l mișc. Ia, uite ce se zbate. Bă, cât de subțire e! Plătică, nu? Bream? Ce era Bream? Nu plătică? E plată, bănuiesc asta. Ia, uite ce subțire e! Ce subțire e! De rod pot cu 3 senzori? Da, mă, dacă sunt 3, cum faci tu? Zici mie când îți trag 3. Și te rupi cu una și după aia auzi că nu mai cântă alea la alte două. Nu-ți pare ție rău?
că ei pierd după aia doi, adică nu mai bine îl lași tu și știi că nu sunt. Când trăgeam cu altul la Eurofishing Simulator și dădeam cu 3, ia! L-am luat, l-am luat! Ha-ha! L-am luat! Când dădeam la ăla și vedeam că îl pierd, bă, dacă nu era o senzație de-a neplăcută, că puteam să iau experiența sau să văd dacă am luat vreun boss sau ceva ce voiam eu să prind și nu-i luam, știi, parcă, așa că știi că nu e, n-are de ce să-ți pară rău, bă, nu l-am luat de la undița asta care e, nu mai contează. Și de-aia la Mark, ia uite-l, îmi dau cu el în cap, bă, plus ia în carp, ăsta pe care trebuia să-l prind de la misiunea trecută. Mișcă-te, mișcă-te pe balans. Ia uite-l, băi, cum se vede de clar, băi, incredibil. Așa, chip. Dar chiar știi ce n-am fost atent la asta? Să văd dacă atunci când îl pierd, îmi ia momeala, că eu l-am pierdut. De la apucat să-mi plece cu momeala, am mușcat. Asta n-am observat. Uite, acum am 38, în cazul în care... A, uite-l! Ia uite-l, mă, cât de repede iau! Bă, unul după altul! A, și asta vine și ușor, e mic. Dar e unul măcar din misiune. Bă, dar voi cum pescuiți în general? Vă concentrați pe... Uite încă, iar e ăsta, nenorocitul ăsta. Îi place... Examul meu la preferată de el. Dar n-ar trebui să vină și celălalt? Uite, ia! Ia, la, lua băiatul! Gata, m-am înțeles. Frumos așa. Deci, și când se mișcă puțin, înseamnă că e la ea. Aș putea mă mișc puțin, îl trag câte puțin. Și dacă văd că face gălăgie, o las ca să vină la ea să o ia. Că de fapt peștele încerca să o ia. O, ăsta e mare! Ăsta e mare că am tensiunea pe mulinetă, urcă până mai la jumate. Sau urcase până la jumate. Hai mă! Ia că e mare, e crab de la mare ori carp. Zic că nu e tânăr să mai iau în misiune. Ia. Ia, da, s-a dus! Ia uite-l! Nu mă, e iag mare ori carp. Păi și de ce nu mi-l pusese adineori? Că luase și când l-am dat atunci, nu? Uite-l, mă! Minor Carp. Băi, dar știi ce nu-mi place mie? Dacă puteam să-l țin în brațe, mă, cum îl țineam și în pui celălalt. E vreo metodă prin care să țin ca în Eurofishing Simulator? Ha! Ia-l! Ia, trage! Nu e? Ce are, mă? A, nu! Eram păciat! Uite că fac berele aici. De-aia nu e bine să mă bag în alte prostii. Să fiu atent aici la pescuit. Normal, dacă vrei să-ți pui un pește în brațe, trebuie să arate... Să aibă 10 kg, zici tu? Ah, am înțeles. Da, că de fapt ce să ții la 20 de centimetri? Da, mai dreptate și tu corect. Și ăsta ce e? Prostia în carp. Uite, acum prind numai pe ăsta. Mai că acum nu mai prea nici la mine. S-au culcat ăștia, ce-au făcut? Ia, l-a luat! Băi, și n-am mai declanșat clopoței! Ah, nu se poate! L-am pierdut! Da, nu le foame la ăștia mici. Bă, era acolo, mă, l-ați văzut cum era acolo. A scăpat. Sau nu l-am agățat cum trebuie. Ia, l-am luat în greșeală, voiam să o scos să schimb omeala. L-am luat, haida. Bă, dar țipă. Trebuie să dau microfonul neapărat mai încet. Voi scuze dacă vă bubuie urechile de la cum am setat eu microfonul aiurea. O să încerc să mă calmez în minutele astea care mai sunt, până reglez eu volumul ăla. La microfon. Hai mă, la mal. Și mai încerc repede cu semolina bols. Poate iau și pe ăla, cum un carp. Hai mă, hai, iau-ți cu un pocăne, bă! Unde s-a dus? În dreapta. Nu vă firul, mă, unde ești? Îl aud, dar nu văd. Ah, gata, îl văd. E aproape la mal. Semolina bols. Nu uită semolina bols. Hai mă. Cred că le-am scos. Uite-l că se zbate. După cum se zbate, are cred că vreo 800 și ăsta, are 800. Mai mult? Nu, ăsta are 800, are 800, sigur! Ia uite cum se zbate, bă! Ah, s-a blocat puțin. Nu înțeleg de ce face chestia asta cu blocatul. Același lucru pățesc și la GTA 5. Deși nu pare că se forțează placa video, tot are momente de astea de o secundă, scade FPS-ul rapid. Eu uite-mă, e la suprafață, îl văd. Hai mă, vino mă! Ce îți place să mă chinui? Nu vreau mă să vină, vine să sadă pe el în apă. Ia uite-te bă la el dacă vrea să iasă. Nu că ăsta e mare, asta trebuie să fie mare.
Asta trebuie să fie mare, mă. Uite-te, bă, să bagă în papură asta. Vino cu ați. Nu! Bă, poate să-mi agațe firul, nu cât l-am în ac. Ia. Te bă, cât să... Ce, mă, ăsta? Haide. Hai, mă, ia-l în mână, că e la mal. A, nu e la mal, bă, de fapt 8 metri până acolo. Gata. Hai că e obosit, hai la mal. Ia, hai mă că nu e mare, de ce să chinui atâta cu el? Misiune, bă, l-a luat pe ăla, nici nu mai trebuie să trec pe mumeala aia care o avea, Semolina Bulls. Cât are, mă, ăsta? 0,63. Bă, hai mă, 630 de grame. Deci n-am reușit să iau și unul cât David. Uite, bă, cât de mișto să văd, băi, în lumina așa, lumina soarelui. Ia uite-l. Frumos, uite cum să-ți bate. Bă, ce grafică are, măi, nu mă satur de grafica asta, o să dureze ceva până mă obișnuiesc cu el. Dar, de fapt, fiecare pește o să arate diferit. Ia uite cum să-ți bate. Gata, suficient pentru astăzi. Îmi ajunge. A fost chiar super tare, am altul nu. L-am luat exact pe ăla care voiam să-l prind cu cealaltă mumeală. Da, Sleek X7, da, de-aia ziceam și eu că e mare, dar de fapt ai văzut, o bestie mică, plină de mușchi. Cred că de-aia m-a chinuit el așa mult. Băi, vă mulțumesc mult pentru susținere și ajutorul oferit pentru configurația asta cu pescuitul. Poate reușim să ne regrupăm și săptămâna viitoare, pe live-ul de săptămâna viitoare, dacă reușesc să mă mai organizez în așa fel încât să fac și săptămâna viitoare, că v-am zis... Am și live pe canalul celălalt cu GTA 5 pentru prima oară. E în engleză, dar mă puteți susține și pe acolo. Până la urmă văd eu cum vorbesc cu voi. Și vreau să fac și la ăla, vreau să fac și la asta. Plus că mai sunt și videoclipuri pe care vreau să le fac. Nu știu, trebuie să fac neapărat un mod prin care să mă organizez să am timp de toate. Da, mumeală mare, pește mare. Dar n-a mai fost chiar așa mare ăsta. Da, suficient pentru astăzi. Din nou vă mulțumesc mult. Apreciez pentru că ați dat și like la live. Asta chiar ajută pe YouTube, deși mulți nu înțeleg lucrul ăsta. Ne vedem data viitoare, da? Pa!